The winner of the $75,000 Gordon E. Moore Award in the category of Computer Science from Ranicu Valseu, Romania, Ionit Alexandru Bodistainainu. Cunoscut pe plan național, dar și în străinătate pentru invențiile sale în domeniul științei și al ingineriei, Ionuț Budișteanu a impresionat lumea întreagă la concursul Intel International Science and Engineering Fair, ce a avut loc la Phoenix, în Statele Unite ale Americii. Budișteanu și-a adjudecat locul 1 în concurs pentru crearea unui model viabil de mașină low-cost fără șofer. Organizatorii ISEF l-au premiat pe Budișteanu datorită faptului că realizarea mașinii autonome concepute de acesta costă numai $4,000, spre deosebire de zecile de mii de dolari investite în proiectele marilor companii. N-a fost foarte dificil să-mi particip pentru că am 18 concursuri internaționale și majoritatea timpului am mers singur pentru că nu există sponsor sau pentru a participa și cu părinții sau cu profesori din școală și a trebuit să merg majoritatea timpului singur și nu a fost foarte dificil și anul acesta să merg singur în America. Dar în concursul de la ISEF am fost așteptat de către Intel, România, acolo și câțiva alți participanți din România care au participat la concursul din. Eu încerc să fac o mașină autonomă care să meargă singură, fără șofer. Iar diferența, mai există o mașină autonomă făcută de către Universitatea Stanford din America, care acum se numește Google Self-Driving Car, dar problema este că este foarte scumpă, costă aproximativ $100,000, iar cel mai scump lucru este un radar 3D cu o rezoluție foarte mare, care costă $75,000. Eu încerc să fac o mașină care procesează mai mult date cu inteligență artificială, de la camere, web și nu de la un radar așa sofisticat. Și astfel încerc să fac o mașină care să meargă singură. Ionuț Budișteanu a fost întâmpinat la venirea sa acasă de către părinți și profesori, care l-au felicitat pentru munca sa, care, spune el, este în folosul binelui omenirii. Senzația aceea când simți că ți se ridică părul de pe mâini, de pe piele, ți se măie picioarele și începi să plângi. Pentru că eu discut că e un vis premiul acela, adică din 1700 de copii să te aleagă pe tine ca fiind cel mai bun și venit din România, o țară care are probleme de financiare, probleme de mai multe natură și vă spun că nu ne-a venit să credem. Am căutat să vedem dacă poza e adevărată cu premiul în brațe. Ne-am convins, prima senzație ne-am sunat prietenii să le spunem rezultatul. Uimitor. Aveți încredere în ceea ce inventează? Da, 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 am încredere și o să am grijă de această dată să se și producă invenția lui, pentru că ușurează traiul oamenilor. Numele nostru ca numele nostru. Important este că suntem emoționați de marele premiu care l-a obținut Ionuț și suntem încântați. Cred că e ceva unic în istoria învățământului românesc să avem un asemenea copil de excepție, un copil de o modestie rară, cu calități umane deosebite, un geniu. Pentru că mulți nu știu să facă diferența între invenție și inovație. Eu consider că ultimele două participări ale lui au fost chiar cu invenții. Aproximativ o jumătate de oră după primirea premiului, familia m-a anunțat. M-am uitat pe internet, imaginea lui Ionuț cu steagul și cu modul în care s-a comportat acolo nu m-a făcut decât să mă simt mândru că sunt vâlcean. Și m-am simțit mândru pentru că este un copil de excepție, un copil de o modestie cum rar vezi, un copil muncitor, un copil care la momentul acesta reprezintă pentru mulți tineri din Vâlcea un exemplu și foarte mulți dintre tineri își doresc să fie ceea ce este Ionuț Budișteanu. Este cu atât mai extraordinar faptul că vorbim despre un concurs internațional în care au participat peste 1600 de candidați din 70 de țări, un concurs cu o tradiție de peste 70 de ani. În liceu, Ionuț Budișteanu s-a remarcat an de an prin participarea și premiile obținute la competiții interne și internaționale de profil. Acum el este curtat de firme de pe întreg globul, interesate să cumpere proiectele sale. Până atunci, tânărul vâlcean se gândește la viitorul său în educație, el declarând că ar opta pentru o carieră în învățământul universitar.
Întotdeauna am spus că o să îmi doresc să devin profesor universitar, să fac cercetare, pentru că am sesizat cei ce schimbă lumea sunt profesori universitari și nu ci acești programatori de la Google, de la Facebook, și nu Facebook schimbă lumea, ci acei profesori universitari care, de exemplu, ei trăiesc printre noi, au început cu calculatoare cu cartelă, cu calculatoare cu camera și acum gândesc la calculatoare cuantice, la calculatoare bazate pe ADN. Iar acești oameni trăiesc printre noi, ei sunt cei care au schimbat lumea, ei sunt cei care au creat Google impropriu, dar ei sunt cei care au schimbat lumea.